Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal complet retardat. Astăzi am zis să încerc și o fază asta cu real sau fake, real sau fake. Și am zis, bă, nu se poate, trebuie să încerc și eu să văd și eu dacă mă păcălește asta. E o mare photoshopper prin distorsiunea degajamentului funcționării relativității. Dacă vă plac, nu uitați să lăsați un like, așa că hai să trecem la treabă. Ok, da, dacă vă întrebați, îmi stă părul mai nașpa și dacă vă întrebați, a doua oară filmez cu camera, nu cu webcam-ul, cu camera, Canon-ul meu. Și acum, hai să-i dăm o dată direct cu drumul. Bun, o să apăs pe start și să-mi dea o foză cu un cameleon, bă, nu știu ce să zic. Adică de ce ar fi fake? Zi-mi și mie de ce ar fi fake. Trebuie să mă gândesc acum, trebuie să gândesc un cameleon, trebuie să intru în pielea cameleonului sau în una dintre ele. Nu m-ați prins, nu, hai să revenim la treaba aici. Bun. Bă, eu aici nu prea văd să fie Photoshop, o să dau re... Oh! Ok, hai că-s bun, hai să vedem. Deci, asta mi-aduce a fake pentru că după cum putem vedea dacă mă depărtez, nu cade pe prima vacă, cade pe a doua, pentru că e pus așa deodată aici, eu zic că e fake. Salut! Am văzut acest vulture minunat pleșuf și am zis, bă, hai să vedem dacă e real sau fake. Vreau să văd câte pot să fac. Hai să vedem. Deci, de ce ar fi fake? Eu zic, s-ar putea un pic să fie fake. Nu prea are cum să prindă vulturul direct așa și partea asta mi se pare un pic ciudată, da. Wrong? Cum morți, mă? De asta nu e bine să aveți încredere în vulturi. De aia nu e bine. Mie mi se pare a fi o piatră. O piatră oarecare, că doar de ce nu. Mai portocalie, probabil a avut soarele prea mult, da. Avem apă, da? Apă, a? Ce caută apa asta aici, nu? Nu vi se pare ciudat ce caută apa asta aici? Ok, ok, hai să vedem ce avem aici. N-are cum să fie fake. Aici avem un urs care stă așa crăcănat ca și cum ar cere o masaj pe spate, bineînțeles, nu vă gândiți la alte prostii, cu un pește în mână. De ce ar sta un urs cu un pește în mână fără să-l mănânce? Păi e logic, e fake. E fucking fake. De ce ar sta cu peștele mână fără să-l mănânci, ok? De ce? Bun. Se pare că puștanii ăștia care au creat site-ul mă pun pe mine la niște porcării de astea. Păi, bă, eu închid ochii și când îi deschid, eu zic că asta e fake. De ce zic eu că e fake? Că nu ai avea. Da? Deci podul este mult prea mare față de avionul ăsta. Și avionul n-ar avea voie să treacă pe acolo. Deci e fake. Bă, ce dracu? Ok, dacă nu greșeam la aia, aveam 6 din 6 corecte. Acum am 5 din 6. Hai să gândesc logic. Asta e o pupă. What the f... E vulpe de aia, mă, cu păsări. Cum că se numește? Bufniță! Dar trebuie să fie un pic fake din cauza ochilor. Ochii sunt blurați, da? Dar nu prea avea de ce să fie fake. Eu zic că e fake. Wrong? Da, real. Părea că are așa ochii mai neblurat. Na, mă rog. Fake. Cum și aia era? What the fuck, man? Am să jur așa că e prea contrastat pentru niște pene de pupăță de aia cu panoramă. Bun, în imaginea următoare vreau să fiți foarte atenți. O avem pe Oana Roman cu soțul ei. E ceva la mijloc, ok? Da? Trebuie să fie ceva la mijloc. Mi se pare că e real. Cum morți, mă? E clar, soțul Oanei Roman nu există. Nu există. Are cum să arate un câine așa? Are cum? Stai să mă uit la lumini. Bă, eu nu zic nu. Sincer, nu zic nu. Pentru că e reală. Corect, Brandao, ce ai făcut? Bun, avem aici Biserica Sfântă, trebuie să analizez din punct spiritual real. Nu. Avem o scroafă. Eu din prima văd că e fake. Cum morți, mă, zi, mă, că am văzut că erau porci așa blurați acolo, erau... Oameni, nu, mă, eu chiar nu prezint niciun interes față de acest site, mi se pare o foarte mare porcărie, e pe script, ok? E pe script, da? E pe script. Bă, asta clar e fake. Ok, da. Avem un balon, da, un balon, le baloni, da? Și avem niște nori, da? De ce ar putea fi fake și de ce ar putea să nu fie fake? Ia să gândim noi la. De ce un balon ar s-a umflat singur în pene? S-a umflat singur în aer? Eu zic. Ia stai să mă uit eu pe aici să analizez. Bă, să moară titi. E 50-50 aici, să moară titi. Ala bala portocala. Cine a mâncat banana să o dea înapoi, altfel să ne ia pe amândoi. Morți, mă, eram sigur, mă. Bun, aici mă avem pe mine la ora de chimie când intră profa în clasă. E, hai să vedem, mă, eu dacă aș sta așa, poza asta îmi vine să cred, da, că e reală. Dă-mă drept, dă-mă drept. Ok, se pare că am pierdut acest joculeț. Mi s-a părut o foarte mare porcărie. Am atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați dacă sunteți noi și ne revedem la un nou episod complet retardat data viitoare. Pa!